Bună, Dino! Ai vrea să te joci de avați ascunsele astăzi cu Dina? Minunat! Să începem atunci! Unde este Dina? Cred că ar trebui să arunci o privire în spatele acestui zid. Acolo era! Hai încă o dată! Știi cumva unde s-a ascuns Dino? Ai dreptate, s-ar putea să fie într-una din aceste cutii. Încearcă altă cutie. Foarte bine, Dino! Haide, Dina, să găsim alt loc în care să ne ascundem. Ai vreo idee, Dino? Hai să ne uităm mai aproape la acel container. Aici era! Haide, ultima dată! Unde e Dina? Bineînțeles! S-ar putea să fie într-unul din aceste tufișuri. Te-am găsit! Ne-am distrat super astăzi, prieteni! Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Bună, Dino! Ce zi frumoasă cu soare! E minunat că ne vedem din nou! Ai văzut toți acești nuferi de pe râu? Uite-te, sunt minunați! Unii sunt verzi, albaștri și chiar și roșii. Ce ai zice să ne distrăm împreună, să sărim pe ei și să traversăm râul? Minunat! Atunci să mergem! Hai să începem cu nufărul verde. Ești gata, Dino? Wow, minunat! Bravo, Dino! Hai să continuăm cu nuferii albaștri. Uite, Dino, poți să sari pe acel buștean pentru a trece râul. Acum, Dino, sari! Foarte bine, Dino! Sunt impresionat! Și în final, nuferii roșii! Ai grijă, Dino! Sunt și ceva pietre pe râu! Minunat! Ești cel mai tare! A fost atât de tare, Dino! Ai vrea să recapitulăm? Nuferii sunt verzi, albaștri și roșii.
Ne-am distrat super astăzi! Ne vedem data viitoare! Pa, pa! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Aha. Ați vrea ca astăzi să învățăm ceva nou? Minunat! Atunci știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul de forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Vom merge la trenulețe! Mă întreb unde... Mergem să ne jucăm cu trenulețele în parc și să învățăm forme! Uite, dinozaurilor! Vom folosi telecomenzile pentru a ghida trenulețele! Cât de tare este! Hai să mergem în parc și să vedem ce forme putem învăța! Sunteți gata? Uite, dinozaurilor! Sunt două trenulețe, unul albastru și unul portocaliu, care se potrivesc cu telecomenzile voastre! Sunteți gata să facem prima formă dinozaurilor? Ok, Dino, de ce nu încep tu? Wow, perfect, Dino! Ai făcut un cerc! Să încercăm și altă formă? Ok, Dina, acum e rândul tău! Uite, este un triunghi! Dino, Dina, credeți că putem să mai facem încă o formă? Ok, dați-i bătaie! Ați făcut două pătrate, Dino și Dina! Foarte bine! Ați făcut trei forme astăzi! Vi le puteți aminti? Ai dreptate, Dina! Tu ai făcut un cerc, un triunghi și apoi două pătrate! Bună treabă ați făcut amândoi! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea să facem prăjiturele și să învățăm culorile împreună astăzi? Minunat! Atunci să mergem! Poți să faci o prăjiturică mov, Dino? E timpul să gătim! O prăjiturică mov. Hai să facem acum o prăjiturică galbenă. O prăjiturică galbenă. Nu încă, Dino. Mai avem câteva prăjiturele de făcut. Hai să facem o prăjiturică albastră. Nu, Dino, acea culoare este verde. Noi trebuie să facem o prăjiturică albastră.
Bună treabă, Dino! Hai să facem o prăjiturică verde! Foarte bine, Dino! Am învățat atâtea culori astăzi și am făcut niște prăjiturele delicioase. Vrei să recapitulăm? Roz, mov, galben, albastru, verde. Arată delicios! Haide să le mâncăm! Ne vedem data viitoare, prieteni! Bună, Dino! Bună, Dina! Vă bucurați de această zi frumoasă cu soare? Ați vrea să învățăm ceva nou astăzi? Ok, dinozaurii! Dino, vrei să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi? Impresionant! Este butonul de culori! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Vom merge să vopsim! Mă întreb unde? Dina, nu-i așa că arată precum casa ta? Cred că asta înseamnă că vom merge să învățăm despre culori și să vopsim casa, Dina! Nu este cool? Ok, dinozaurii, hai să luăm niște vopsea, acuarele și să începem! Wow! Uitați-vă la câte unelte minunate avem aici pentru a vopsi casa, Dina! Avem vopsea și chiar și trafalet! Minunat! Să mergem! Wow, Dina! Casa ta sigur are nevoie de niște vopsea! Vrei să fii prima Dina care alege o culoare? Dino, știi ce culoare este aceasta? Ai dreptate! Dina a ales culoarea portocalie pentru pereți. Ai vrea să alegi și tu următoarea culoare, Dino? Dina, poți să ne spui ce culoare a ales Dino? Ai dreptate, Dina! Dino a ales culoarea albastră pentru acoperiș. Acum, ce ziceți să vopsim ușa din față? Oh, deci crezi că ar trebui să vopsim ușa din față cu roz ca să se potrivească, Dina? Ok, hai să-i dăm bătaie! Uite-te la asta! Ai o ușă roz, Dina! Ok, Dino, ultima dată ești tu. Ce culoare ai vrea să folosești? Deci vrei aceeași culoare precum culoarea ta, Dino, nu? Și crezi că poți să ne spui ce culoare este asta? Hai dreptate! Dino a vopsit jardinierele în galben! Am folosit portocaliu pentru pereți, albastru pentru acoperiș, roz pentru ușă și galben pentru jardiniere. Foarte bine, dinozaurii! Ce ne-am distrat astăzi! Mulțumim pentru că ne-ați ajutat să învățăm culorile dinozaurilor! Ne vedem data viitoare!
Bună, Dino! Ai vrea să învățăm culorile astăzi? Aha! Minunat! Atunci să începem! Aha! A? Ar trebui să arunci o privire la aceste stânci. Aha. E minunat, Dino! Am găsit un crab portocaliu. Aha. Să continuăm să mergem să vedem ce culori mai găsim pe plajă. Asta-i minunat, Dino! Am găsit o găletușă albastră și o lopățică. Crezi că vom mai găsi culori pe plajă? Uite, Dino! Este Dina! Și este și o minge de volei galbenă! Vrei să te joci volei cu Dina? Ai terminat de juca volei cu Dina? Minunat! Atunci să continuăm! Asta e minunat, Dino! Am găsit o scoică roz! A? Și uite! Este o perlă roz în ea! Hai să ne mai plimbăm și să vedem ce culori mai găsim pe plajă! Aha! Am găsit un copac de cocos și uite, este o nucă de cocos verde în el. Crezi că poți să iei nuca de cocos de acolo din copac? Uite, Dino, câteva nuci de cocos verzi. Perfect, Dino! Am învățat atâtea culori astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Crabul portocaliu, găletușa albastră și lopățica, mingea de volei galbenă, scoica roz, nuca de cocos verde. Pa, pa, Dino! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea ca astăzi să învățăm ceva nou? Ok, atunci știți ce aveți de făcut? Să apăsăm butonul și să vedem ce vom învăța astăzi! Este butonul de culori! Astăzi vom învăța despre culori! Galben! Și uite! Este trenul Mark! Minunat! Să începem! Trenul Mark ne va ajuta să ne uităm după culoarea galbenă. Dino, Dina, sunteți amândoi gata? Ok, atunci hai să apăsăm verde ca să mergem. Și iată-ne! Ok, Dino și Dina, e timpul să ne uităm după culoarea galbenă cu trenul nostru în călătoria de astăzi. Ce este acolo, Dino? Ai dreptate, Dino, este o narcisă galbenă. Nu-i așa că-i drăguță?
Ar trebui să o luăm cu noi? Hai să vedem ce mai găsim de culoare galbenă. Dina, crezi că poți să ne spui ce vezi în copaci? Hai dreptate, Dina! Sunt mai multe pachete de banane galbene. Ar trebui să le luăm cu noi, Dina? Ok, Dina, hai să luăm două. Una pentru tine și una pentru Dino. O banană, două banane. Ok, dinozaurilor, credeți că mai găsim ceva galben pe drum? Ok, să mergem. Uite, Dino și Dina, este o pasăre galbenă. Nu-i așa că este o pasăre galbenă foarte frumoasă, Dino? De ce să nu întrebăm noi această frumoasă pasăre galbenă dacă vrea să meargă cu noi în tren? Am găsit 1, 2, 3 obiecte galbene astăzi. Ce culoare am învățat astăzi, Dino și Dina? Aveți dreptate, am învățat culoarea galbenă. Am găsit o narcisă galbenă, 2 banane galbene și o pasăre galbenă. Foarte bine, Dino și Dina! Ce s-a întâmplat, Dina? Întreb dacă poți mânca banana acum, bineînțeles că poți! Savurați-vă bananele, Dino și Dina! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Dina! Ce faceți? Ați vrea să învățăm astăzi ceva nou? Minunat! Păi știți ce aveți de făcut? Hai să apăsăm butonul și să vedem despre ce vom învăța astăzi! Uite, este butonul cu forme! Hai să vedem unde se oprește următoarea coloană! Astăzi vom patina, mă întreb, unde? Cred că știm cu toții ce înseamnă acești fulgi de nea. Vom merge să patinăm la patinoar și să învățăm formele. Știi cum să patinezi, Dino? Nu te îngrijora, Dino! Dina o să-ți arate! Prima dată să ne punem patinele. Uite, patinele verzi sunt pentru Dino și patinele albastre sunt pentru Dina. Wow, amândoi arătați atât de cool! Hai să mergem la patinoar și să învățăm formele! Ups, ai grijă, Dino! Gheața este foarte alunecoasă! Nu te îngrijora, Dino! Dina o să te învețe să patinezi ca un profesionist! Sunteți gata să faceți primele forme dinozaurilor? Ok, atunci să înceapă patinatul! Foarte bine, Dino și Dina! Ați făcut un cerc! Să încercăm și o altă formă? Ok, 1, 2, 3 și... Uite, este un pătrat! Dino, Dina... Credeți că puteți să mai faceți încă o formă? Ok, dați-i bătaie! Este un triunghi! Foarte bine, Dino și Dina! Ați făcut 3 forme astăzi! Putem să le recapitulăm? Ai dreptate, Dina! Ați făcut un cerc, un pătrat... Și apoi
Ai dreptate, Dino, un triunghi. Foarte bună treabă. Ne vedem data viitoare.